Mă întreb însă, noi suntem părinții perfecți? Pentru că să recunoaștem, avem și noi bubele noastre. Ba ne enervăm, ba venim obosiți de la serviciu, ne vărsăm nervii pe copii, ba îi lăsăm cu telefonul în mână și apoi ne întrebăm, tot noi, de ce nu-l mai lasă? Păi nu-i la noi? Și aș putea continua așa până la 12, așa că tăc. Ce părinte credeți că sunteți? Exigent în ochii copilului. Mami e dragonul meu. Dar de ce? Pentru că mami e foarte severă. Mami îi spune, rare și ai teme. Acum te apuci de el. Nu vreau, n-am chef, mami, nu vreau. Nu că-ți spun, tati, că ești o mamă rea, că ești cea mai rea mamă. Zic, bine, mami, dar oricum treci la teme. Încerc să fiu un părinte echilibrat, care să-i ofere copilului spațiu atunci când are nevoie și în același timp, în momentul în care face câte o mică greșeală, să încerc să-i o corectez fără să-l traumatizez. Desigur că am și momentele mele în care răbdarea ajunge la capăt și posibil să mai ridic tonul la el, după care mă simt vinovată ca orice mamă. Sunt un părinte sfătos și un părinte care explică mult. Câți părinți, atâtea răspunsuri! Însă, potrivit unui expert în parenting de la GaleTime.com, părinții se pot încadra în câteva tipologii. Și începem cu părintele cloșcă. Este vorba despre mama sau tatăl care își cocoloșește copilul non-stop. Nu doar că are grijă să îi înlăture orice obstacol din cale, dar îi și termină temele când e nevoie. Dacă insiști, pui presiune și îl obligi pe copilul tău să învețe multe lucruri, mult prea devreme pentru vârsta pe care o are, află că s-ar putea să faci parte din categoria părintele lui Einstein. O categorie care s-ar putea să-i provoace și multă anxietate celui mic, ba chiar depresie. Părintele țac-pac este acela care, în loc să facă o schimbare de durată, caută soluții rapide pentru a rezolva o problemă doar temporar. Din grabă sau oboseală, acest tip de mămică ori de tătic apelează la avertismente de genul ți-am zis de două ori, a treia oare nu-ți mai spun, ca să preîntâmpinăm o criză de nervi a copilului. Urmările? Cel mic s-ar putea să repete comportamentul, iar părintele să ajungă și mai obosit. Ce fel de părinte considerați că sunteți? Un părinte bun. De ce spuneți asta? Vă alintați copilul? Normal, îi dai ce-i trebuie, la alinți, îl înveți, îl sfătuiești la bine. Dacă pentru tine cel mai important e să fii considerat cool, nu să impui reguli, cu siguranță amicii copilului tău spun că ești un părinte de gașcă. Însă, acest tip de părinte, care își dorește mai degrabă să fie cel mai bun prieten al fiicei sau al fiului său, s-ar putea să nu reușească să-și transforme copiii în adulți responsabili, puternici și plini de compasiune, așa cum își doresc. De asemenea, același expert în parenting vorbește și despre părintele accesoriu, adică cel care își măsoară valoarea personală în funcție de reușitele copilului. Nu spune nimeni că e rău să te mândrești cu succesul celui pe care l-ai crescut. Însă, dacă acest gen de parenting este dus la extrem și continuă fără oprire, identitatea copilului s-ar putea să se piardă. Cum se văd părinții din România atunci când sunt întrebați din ce categorie cred că fac parte? Credeți că sunteți părintele de gașcă? Nu, asta e rolul tatălui în ceea ce ne privește pe noi. Eu sunt mai mult figura serioasă care analizează și corectează în cazul în care este nevoie. Dar nici cloșcă nu sunt. Nu sunt hiperprotectivă. Sunteți un părinte intruziv? Vă place să aveți un aport mare în viața copilului? Da, dar totodată îmi place să se implice și alți membri ai familiei. Ca de obicei cu specialistul, pentru că a venit lângă mine Alexandra Stoica, specialist în parenting. Doamne ajută că există un specialist în parenting, pentru că părinții au tot timpul senzația despre ei înșiși că sunt cei mai răi părinți din lume, că n-au făcut ce trebuia și că au făcut doar greșeli. Nu știu dacă sunteți de acord cu termenul ăsta, dar cu ce greșeli vă confruntați? Cu prima greșeală este nu sunt o mamă bună. Așa. Asta este prima pe care o au. Nu sunt o mamă bună, nu fac suficient. Poftim. A doua este îmi traumatizez copilul. Dacă pun o limită, îl traumatizez. Așa că mai bine îl las să facă ce vrea. Pentru că dacă eu am fost traumatizată să învăț, să fac, atunci tendința poate să fie să nu mai pui niște o limită. Dar tot ajungi la nu sunt o mamă bună. Da, așa tot. Ce facem? Păi primul lucru este să lucrez cu tine. Asta este. Deci,
Că multe vin, spune-mi ce să fac cu copilul, ăsta e primul lucru. Spune-mi ce să fac, că nu mă ascultă, vreau să-l conving, să-l determin, astea sunt... Da. Adică eu îmi doresc să facă ce vreau eu. Da? Și atunci, ok, mai întâi mă gândesc, cine m-a determinat pe mine să fac? Părinții, nu? Sigur. În general. Ok, nu-i judec pe părinți, dar eu mi-asum în rolul de adult că nu mai pun presiune pe mine, nu mai critic pe mine, ca mai apoi să mă duc la copilul și să nu-l mai critic atât, să nu-l mai judec atât de mult. Deci pentru primul lucru cu mine. Pentru că proiectez asupra lui, exact, lucrurile pe care, exact, le gândesc eu. Exact, exact. Deci primul lucru pe care să-l faci este lucru cu tine. Încerci să fii prieten cu copilul tău, să rezonezi împreună cu el, să luați decizii împreună. Dar la un moment dat există o limită pe care eu n-am înțeles-o și nici nu mi-am dorit, pentru că am crescut cu fiimea precum cu sormea. Da. Și atunci ne-am înțeles. Dar există o limită între prietenie și autoritatea parentală? Există. Imaginează-ți că un copil merge pe un pod fără să aibă nicio gradă, nicio, n-are nimic, balustradă, nicio bârghie. Tu ești acolo să-i arăți pârghile. Atât timp cât ține de siguranța și de sănătatea copilului, tu ești acolo să fii pârghia, da? Sigur. Nu? Să-i arăți că, ok, pe aici te poți lovi, îi arăți, dar nu te duci să-l ții ca un ham, ca și cum e un... ca și cum îl dresezi. Asta zic, că e nevoie să fii puțin și autoritate, dar autoritatea aceea să nu însemne autoritar. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Să te duci să-l fii autoritar cu el, să-l pedepsești, să-l critici într-una. La asta mă refer. Ca părinte e bine să-l și critici? E nevoie să îi dai feedback. Asta e altceva. Corect. Adică contează foarte mult ce înseamnă pentru tine critică. Dacă pentru mine critică înseamnă feedback, să-ți spun ok, uite aici, și să vorbești despre comportamentul lui. Nu vorbești despre că așa ești. Dai în identitatea lui că tu așa ești. Ești rușinos, ești dezorganizat. Și vorbești despre comportamentul lui. Ok, uite aici, am simțit că ai făcut așa, uh-huh, da? Ce ai putea să faci? Dai tot la el, îl lași tot pe el să-ți spună ce ar putea să îmbunătățească. Pentru că venind de la el, nu mai vine presiunea aceea că a zis mama să fac și o să fac de dragul ei, că oricum o să primești ceva, sigur. Noi mai greșim față de copii, și nu știu că ne place să recunoaștem asta sau nu. Odată ce am făcut-o, mai putem recupera ce am pierdut? Pentru că deja copilul se gândește că a fost nedreptățit, că i s-au, exact, pus în cârcă lucruri pe care nu le-a făcut. Putem să remediem asta cumva? Putem. Asta este marea bucurie pe care atunci când le spun mamelor simt acea speranță în ochi. Adică pot să mai recuperez? Da. Pentru că noi, la părinții noștri, ce veneau părinții să ne spună, îmi pare rău că te-am criticat, că ți-am făcut. Nu. Noi avem această portiță. Portița în care copilul să vină la tine și să spună mamă, mai dezamăgit, m-am simțit trist atunci și tu să spui îmi pare rău. Aceea este copilul o să-și ierte părintele orice i-ar face. Fie că îl lovește, fie că vorbește urât. Dar acea portiță în care tu ești acolo să-și ceri iertare, cred că salvează relația părinte-copil. Există părinți care se confruntă la rândul lor cu problemele proprii. Da. Unii dintre ei sunt, de exemplu, anxioși. Da. Ei cum pot să remedieze gap-ul ăsta, groapa asta dintre el și copil, propria anxietate? Dacă în stilul de parenting este anxios în cantitate mare, da, să zic așa, atunci e nevoie să lucrezi cu tine. Eu sunt pe fond anxios și știu ce înseamnă o frică pe care nu poți să o controlezi și e important să treci prin ea. Că părinții nu fac diferența între emoții, că emoțiile sunt bune, și comportamente. Da? Și atunci, părintele acesta anxios, e nevoie să înceapă lucru cu el. Fie cu o terapie, cu o consiliere, cu coaching, cu ce rezonează el. Pentru că un părinte anxios care iese din casă și are deja 100 de scenarii apocaliptice, cu ce rău poate să-i se întâmple? Păi, după ce vedem la televizor, iartă-mă, exact, că a fost împins, exact, așa, exact, că s-au dar dus asta la este școală, fundul. Asta este, da, fundul lor. Este... sunt tiparele mentale și emoționale pe care le-am preluat, bineînțeles, de la părinți. Pentru că asta am văzut. Dacă mama mi-a zis, ai grijă acolo, ai grijă acolo, ai grijă. Eu am grijă mereu în viață să nu mi se întâmple ceva rău. Și ce am crezi? Numai grijă. Ce crezi? Nu o să mi se întâmple nici bine, pentru că eu sunt preocupată să mi se întâmple ceva rău. Da. Părinții se mai și despart. Da. Iar copilul profită de situația asta. Când nu-i bine la mama, merge la tata. Când nu-i bine la tata, merge la mama. Cum trebuie să gestioneze ei această situație? Pentru că... aici, de fiecare dată, le vorbesc despre femeia și bărbatul se îndrăgostesc și formează o familie. Da?
Mai întâi sunt femeie și bărbat. După aceea devin mamă și tată. Când se despart, se desparte femeia de bărbat, nu mama și tata. Adică tu rămâi mamă și rămâi tată pentru copilul tău toată viața. Fără îndoială, contează locativ. Locativ se despart. Da. Dar contează foarte mult cum abordează părinții. Am avut părinți care îl foloseau pe copil ca pe o minge de ping-pong. Spune-i mamei că este într-un fel, spune-i tatăl că este într-un fel. Dar am avut și părinți care aveau și activități în comun după ce s-au despărțit. Și atunci copilul, bineînțeles că nu resimțea atât de mult despărțirea asta. Mulțumim foarte mult, Alexandra, pentru tot. Mare plăcere. Poate asta o să ne învețe să fim niște părinți un pic mai echilibrați, că perfecțiunea nu există.